Salutare tuturor și bine v-am găsit! Astăzi o să comparăm două mașini, mai exact Honda Civic din generația 8-a versus Golf 6. Din păcate nu am aici lângă un Golf 6, dar până la urmă nici nu cred că aș fi putut să prezint ambele mașini deodată. Așa că astăzi o să începem cu Honda Civic din generația 8-a. De ce compar aceste două mașini? Pentru că în primul și în primul rând prețurile sunt foarte asemănătoare pentru ambele mașini, adică încep de la 4.000 de euro și pot să ajungă până pe la vreo 7.000-8.000 de euro. Normal, contează foarte mult de starea mașinii, kilometri pe care are, dotări și așa mai departe. O să comparăm doar aceste două mașini, adică nu avea rost să compar, nu știu, Honda Civic cu BMW seria 7 din 2001. Deci vreau să ne rezumăm strict la Honda Civic și Golf 6. Bun, cam astea fiind spuse, haide să începem prezentarea exterioară pentru această Honda Civic. Bun, deci asta este mașina Honda Civic din 2008, generația 8-a. Acest model de Civic a apărut prin 2006, deci practic mașina asta ar fi un concurent și pentru Golf 5, dar și pentru Golf 6. Modelul mai nou, adică mai mult un facelift pentru acest Civic, a apărut prin 2011. Deci de asta spun, mai degrabă aș compara acest Civic cu un Golf 6 decât cu un Golf 5. Bun, pe partea de exterior mașina arată foarte bine și aici mă refer din punct de vedere al designului. Mașina de față, după cum vedeți, este varianta cu 4 uși. Există și variante cu 2 uși. În orice caz, este o mașină hatchback care arată foarte, foarte bine. Parcă încă nu pare veche sau nu știu cum să spun, deci pare o mașină de actualitate. Dacă o vede cineva care nu prea se pricepe, n-ar zice nici de cum că aici avem o mașină din care a apărut de fapt în 2006, pentru că mașina de față este din 2008. V-am spus, este varianta cu 4 uși, dar ce îmi place, vedeți și voi, de fapt nu avem un mâner convențional aici, ci l-avem poziționat aici sus. În orice caz îi dă din nou un aspect mult, mult mai sportiv mașinii. O să ajungem imediat și la interior, o să vă arăt și cum se stă în mașină, cum se conduce, o să facem și un test normal de condus. Mă, deci, repet, poate o să fie un videoclip în care din nou să spuneți că, bă, lauzi prea mult mașina. Mie îmi place tot timpul, nu știu, să laud ce merită să fie lăudat și dacă se poate să mai deschid ochii unora și la altfel de mașini. Adică, de ce să ne axăm doar pe anumite mașini când există atâtea pe lângă și poate îs cu mult mai bune decât ce vor majoritatea. Aici am vrut să ajung de fapt, da? Bun, haideți un pic să mergem și pe partea de dotări. Mașina de față vine cu faruri cu xenon, avem și spălător de far. Da, foarte interesant, cei de la Honda nu au folosit proiector. Din câte am înțeles, e acolo un sistem mai special, adică becul de xenon de fapt este unul mai special. Na, în orice caz, ai xenon chiar dacă nu are lupă. Da, mașina de față nu este facelift pentru că avem această grilă tip sticlă sau nici cum să-i spun, adică parcă ar fi tot un far aici. Dacă ție îți place mai mult grila cu faguri cum este în partea de jos, poți foarte ușor să ți-o montezi. Bun, așa, pe partea de exterior mașina are câteva defecte de ordin estetic, până la urmă na, este o mașină din 2008, este perfect normal să aibă așa ceva. Imediat să vi le și arăt. Pe partea asta nu are, am văzut undeva, da, aici, ceva foarte, foarte micuț și aici, iar câteva zgârieturi. Sunt zgârieturi ușoare, sunt zgârieturi din parcare, deci mașina nu a fost deloc revopsită, pe toată mașina se află vopsea originală și dacă tot am ajuns la partea cu vopseaua, aș vrea să-mi lăsați voi în secțiunea de comentarii ce culoare se vede în videoclip, pentru că, nu știu, dacă te uiți din spate, ai spune că este un gri. Dacă te uiți așa unde bate soarele, parcă ar fi un auriu. În orice caz, este o culoare foarte interesantă și tot aici mai am de adăugat ceva. Am mai văzut câteva Civic-uri cu această culoare, cei drept cu mai mulți kilometri decât Civic-ul de față, care au avut probleme cu exfolierea lacului. Se exfolia în special pe partea asta și nu înțeleg de ce. Bine, la mașina de față nu este cazul, rămâne de văzut peste ani și ani și din nou, da, că tot vorbim de exfoliere, eleronul iar are o problemă cu, nu știu, exfolierea acestui negru. Nu înțeleg de ce, cel mai bine ar fi să spui o folie de protecție și ca să nu omiți să vă arăt din nou alte lucruri, are și eleronul ăsta aici câteva zgârieturi. Nu înțeleg de ce nu s-a putut avea grijă, adică cel care a avut-o înainte, na, asta este. Așa, bun, senzor de parcare avem în spate, față nu are.
Haideți să vedem cum arată și pe dedesubt. Cam așa arată pe dedesubt, vedeți și voi, arată foarte bine. Îmi plac foarte mult gurile astea de evacuare care sunt reale. Sunt unele Civic-uri care vin cu un capac de plastic, dar Civic-ul de față, având un motor ceva mai mare sub capotă, are guri de evacuare reale, care arată din nou foarte bine. Așa, să ne mutăm și pe partea de roți. Vine cu jantele originale pe 17, cu anvelope de vară în stare bună. Anvelopele sunt DOT, nu știu unde am văzut, parcă 2017, da, 2017. Pe partea de discuri și de plăcuțe mașina stă foarte bine. Uitați-vă și voi la protecția care vine în spatele discului de frână. Arată ca nouă. Repet, este o mașină care a rulat foarte, foarte puțin. Cam așa arată și janta din față. Na, au mici zgârieturi de la bordură. Repet, nu este o mașină nouă până la urmă. Anvelope bune și în față, la fel și discuri, la fel și plăcuțe. Ce îmi place foarte mult, cei de la Honda au folosit un plastic pe lateral, iar lucrul acesta în timp te ajută, nu știu, să nu sară pietricele, spre exemplu, să nu sară pietricele pe aici. Vă spun sincer, n-am văzut până acum, sau poate un singur Civic, model ca acesta, care avea rugină. Deci unul singur am văzut care avea niște punctulețe de rugină. În rest, nu este o mașină problematică pe partea de tablă. Așa, ca să nu omit, mai are și aici câteva zgârieturi. Bun, haideți să mergem și în portbagaj. Sper că n-am omis nimic să vă arăt la exterior. Cam așa arată cheia de Honda Civic. Mă, ce-i drept, na, este puțin cam tristuț, adică puteau și ei să folosească o cheie de tip briciag, na, asta este până la urmă. Ai decât, poți decât să deblochezi sau să blochezi mașina, nimic altceva. Aici avem un butonaș și pac, am deschis portbagajul. Spațiul din interior pentru o mașină de tipul acesta este ok, nici la un Golf 6 nu cred că este mai mare și din contra mai ai și aici încă un spațiu foarte mare de depozitare. Din câte am înțeles, bordura asta are 25 de centimetri, iar tăvița asta are un sistem, nu o să-l cobor acum pentru că după aceea trebuie să mă chinui să-l pun la loc, coboară și mai jos. Deci poți să mărești foarte ușor spațiul de depozitare. Vedeți și voi, lateralele sunt căptușite, aici este kitul de pană, trusa de prim ajutor și așa mai departe. Avem na, și aici o tăviță pentru portbagaj, cam așa arată plasticul. Îmi place că totuși au folosit două mânere, deci în orice parte ai fi, poți să închizi frumos portbagajul. Bucata asta, țin să precizez, este din plastic, deci nu o să ai probleme cu rugina pe la muchii, cum na, se întâmplă de altfel la alte mașini. Portbagajul ați văzut și voi, se închide foarte ușor. Bă, este o mașină care, vă spun sincer, îmi place. Este o mașină foarte tinerească, deci dacă ești tânăr, vrei o mașină cât mai sport, într-un buget relativ decent, crede-mă, uită-te la o Honda Civic, merită. Este mult, mult mai sportivă din punct de vedere al designului decât un Golf 6. Așa. Din nou, un element care inspiră așa sportivitate. Bun, haideți să ne mutăm și pe interior. Ce-mi place, ușa are o deschidere de aproape 90 de grade. Deci, n-ai de ce să-ți faci probleme că nu o să poți să intri în mașină sau că accesul o să se facă greu. Bun, stați așa să fac un pic ordine pe aici. Bun, scaunul din față este reglat pentru mine. Am 1.75, conduc destul de în spate și uitați-vă și voi aici cât loc îmi rămâne. Uitați-vă și voi cât loc, deci două persoane pot să călătorești în mașina asta fără nicio problemă. Fără nicio problemă poți să călătorești două persoane. Mă gândesc că deja ați văzut, are și trapă panoramică care într-adevăr din spate, nu știu, se vede total altcumva. Când conduci nu prea ai timp să observi sau... Într-adevăr, este puțin mai multă lumină în mașină, dar, repet, nu prea observ că ai panoramă sau nu. Dar, în schimb, în spate, da, chiar se simte că ai o panoramă, se vede foarte fain. Spațiul din spate este unul, v-am spus, foarte confortabil și chiar ai vrea să mergi cu mașina asta la drum lung. Din păcate, nu avem guri de ventilare pentru pasagerii din spate, nici priză de 12V, dar nu cred că este altundeva, dar n-are nici priză. Vine cu o cotieră cu două cap holdere. Iar dacă
plafonul în spate este puțin mai tășit, cel puțin mie mai rămâne încă o palmă la cap. Poate dacă, nu știu, ești mai înalt, atunci vei avea mici probleme să atingi cu capul. Așa, cam așa arată fața de ușă. Aici au folosit un plastic nici moale, nici tare. Deci cel de pe bord este mult mai moale decât acesta, dar, repet, nu este un plastic dur. Așa, avem normal geam electric, n-are funcția de auto sus-jos, deci tu trebuie să ții apăsat până se deschide de tot sau până îl închizi de tot. Iar aici, în partea de jos, plastic tare. Iar aici avem, nu știu, un fel de imitație de Alcantara, nici de cum nu este material textil. Repet, mașina asta de nouă a costat 25-30.000 de euro. Deci nu poți să ai pretenția de la o mașină care s-a încadrat în acest buget când a fost nouă să vină cu materiale de foarte bună calitate, pentru că până la urmă nici Golful 6 nu vine cu plastic moale sau foarte moale aici în spate sau aici. Deci materialele sunt identice. Dacă aici e plastic semi-moale la Honda, la fel și la Golf. Bun, haideți să ne mutăm și pe partea pasagerului în față, pentru că cea mai mișto parte la mașina asta este în față. Până nu conduceți o Honda Civic, nu știu, probabil nu o să vă dați seama care este diferența dintre o Honda Civic și o mașină, nu știu să zic așa, mai convențională. Cei de la Honda au încercat să facă ceva total diferit. Da, și mânerele. La prima vedere îi spune că este un model de care trebuie să tragi, dar de fapt are aici o mică cleanță și atunci ai deschis ușa. Așa. Bun, cam așa arată scaunul pasagerului. Sunt scaunele standard care vin pe o Honda Civic, dar cu toate astea sunt profilate. Scaunele nu au nici cea mai mică urmă de uzură, vedeți și voi, nu sunt rupte. De aici îți reglezi spătarul. Nu am văzut să aibă funcție să reglezi înălțimea pentru scaunul pasagerului. Deci eu nu am văzut să aibă vreo manetuță. De aici dai scaunul față-spate. Repet, sus-jos nu știu dacă poți să modifici la scaunul pasagerului. Deci cam așa se stă pe partea pasagerului, sper să nu deranjeze foarte mult soarele ăsta. Este, nu știu, o poziție foarte interesantă pentru că bordul în sine este un bord interesant. Lung, dar mic în același timp. Repet, este o senzație foarte interesantă pe care nu o să o ai până nu te pui într-un Civic. Scaunul pasagerului este reglat ca și scaunul șoferului, adică pentru înălțimea mea și, repet, stau foarte bine. Ați văzut și voi cât loc este în spate, la fel vine cu geam electric. Geamul din față are și funcția de auto, adică are două trepte, una, două și invers. Pentru sus tot două trepte are, iar de aici, având clima automată pe două zone, o să ajungem imediat, poți să-ți reglezi temperatura. Deci foarte interesant acest comutator, că na, s-au gândit să-l pună totuși pe ușa pasagerului și nu undeva pe bord. Cum din nou, la majoritatea mașinilor, acest comutator este undeva pe aici, pe aici, nici de cum pe ușă. Repet, interesant, parasolarul are normal și oglindă cu bec. Unele Golfuri 6 care sunt mai slab echipate, adică care nu au pachetul de lumini, nu vin cu becuri aici. Nu știu în legătură cu Honda Civic. Dacă voi știți, aș vrea să mă lăsați mai jos un comentariu, adică dacă mașina asta are sau nu pachetul de lumini. Bun, haideți să ne mutăm rapid și pe partea șoferului. Vedeți și voi că din față, cum v-am spus, nu prea poți să-ți dai seama că ai panoramă, pentru că tu stai cu capul undeva pe aici și atunci nu ai cum să vezi panorama. Poate dacă îți dai scaunul mai în spate, atunci o să vezi panorama. Bun, haideți să mergem și pe partea șoferului. Așa. Mă, sunt curios ce părere aveți voi până acum despre această Honda Civic și cum vi se pare în comparație cu un Golf 6. Adică mai degrabă v-ați cumpăra un Golf 6 sau mai degrabă un Civic? O să vă spun la final și prețul pentru această mașină. Cât a costat? Bun. Cam așa arată pe partea șoferului. Din nou, niciun semn de uzură. V-am spus, aici este un fel de piele întoarsă care vedeți și voi. În funcție de cum dai cu mâna, așa se face materialul. Da? Deci nu are semne de uzură. Da, într-adevăr, scaunul șoferului are și reglaj pe înălțime. Deci da, scaunul pasagerului nu are. Vine cu 4 geamuri electrice, aici este, de aici poți să blochezi ușa, să blochezi geamurile din spate și din nou o dotare destul de interesantă, oglinzi care se rabatează electric, doar că momentan nu este pus contact, o să vă arăt imediat. Bun!
Cam asta ar fi priveliștea într-o Honda Civic din generația a 8-a. Repet, mașină din 2006. Deci mașină din 2006 cu un design, deci nu știu, mie îmi place foarte mult designul de la interior. Deci dacă, nu știu, iei un necunoscător cu tine în mașină și îi spune că mașina asta este producție 2018, cu siguranță te-ar crede. Nici de cum, nu știu, designul ăsta din interior nu arată ca la o mașină din 2006. Așa. Ca dotări, Civicul acesta vine și cu navigație, sper că se vede. O să ajungem imediat la o parte destul de interesantă. Are climă automată pe două zone. V-am spus, majoritatea Civicurilor vin cu clima automată, nu știu sigur dacă pe două zone, dar toate Civicurile vin cu climă automată. Aici sunt comenzile pentru navigație, pentru CD player și așa mai departe. Aici avem un spațiu de depozitare unde îți încape lejer un telefon. Cutie manuală în 6 trepte. Bă, nu știu, am văzut foarte puține Honda Civic cu cutie de viteze automată, deci foarte, foarte puține. Avem și încălzire în scaune. Aici avem două cup holdere. Îmi place totuși că au folosit acest rulo. Când l-ai închis, totul pare dintr-o bucată, arată foarte bine. Și consola per ansamblu arată foarte bine. Spațiul din cotieră, scuzați deranjul, este destul de mare. Cotiera, în schimb, nu se poate trage față-spate, dar este gândită ok. Adică este o cotieră, vedeți și voi, lungă. Oricum ți-ai regla scaunul, nu ai cum să nu stai bine. Bun, haideți că am pornit mașina. Trebuia să îndrept volanul. Cam așa arată un volan de Honda Civic. Mă, este un volan foarte fain, micuț, nici subțire, nici gros. Vedeți și voi, arată exact ca un volan sport. Parcă ar fi, nu știu, volanul de la o consolă de jocuri. Arată foarte bine. Mașina de față vine și cu funcție de Bluetooth. De aici schimbi posturile de radio, tot ce înseamnă muzică. Avem și pilot automat. Iar aici în spate, nu știu dacă vedeți, mai sunt două butoane pentru comenzile vocale de la navigație. Bun, și unde am vrut să ajung și să vorbim puțin, mașina asta în total are așa: un display, 2, 3, 4. 4. Deci 4 pe o mașină din 2006, dacă vă vine să credeți. Aici sus, sper că se vede, avem vitezometrul plus, nu știu dacă se vede, că mă enervează acum. Acolo avem limitatorul de viteze. Când turezi mașina și ajungi aproape de roșu, o să ți se aprindă acolo niște beculețe, iar funcția de eco, când mergi economic, în frână de motor sau, repet, când mergi economic, acele beculețe se aprind. Așa, bun, haideți să ajungem acum și la kilometraj. Mașina are în bord doar 59.000 de kilometri. V-am spus, mașina a avut doar un singur proprietar, toate reviziile au fost făcute la reprezentanța Honda. Kilometrii sunt 100% reali și acum știu că mulți o să vină să spună că este imposibil ca o mașină din 2008 să aibă doar 59.000 de kilometri. 100% sunt dați înapoi, dar eu vă spun că 100% nu sunt dați înapoi, pentru că a fost luată de la reprezentanța Honda. Da, mă gândesc că ați văzut și consumul, iese de 8,8 litri mixt. Mașina acum stă pornită de ceva timp, a mai crescut, o să vedeți când o să mergem cu ea, o să mai scadă. Pe partea de computer de bord, nu știu dacă are rost să insist sau să vă arăt ce poți să faci cu el. Na, aici avem cum ar veni, câți kilometri mai poți să mergi cu benzina din rezervor. Așa, de cât timp este mașina pornită, 2 minute, ăsta este viteza mixtă, așa. Să vezi cine și-a pus centurile și cine nu. Și acum practic este oprit. Așa, ăsta este consumul, dacă nu mă înșel, instant. Cred că da, ia să vedem dacă o accelerez un pic. Posibil, poate în mers arată. Bun, noi o să lăsăm așa ca să vedeți și voi în timpul mersului. Și o chestie destul de interesantă, înainte să trecem la navigație, pentru că o să vreau puțin să vă arăt ce știe să facă navigația asta și cum se vede și așa mai departe. Mașina are pornire din cheie combinată cu pornire la buton. Măi, deci este un sistem foarte interesant, din nou, chiar foarte interesant, pentru că ați văzut și voi, este o cheie convențională, ai o treaptă, asta e prima treaptă, să ți se aprindă muzica, navigația și așa mai departe, pui contactul, prima oară când am urcat în mașină, instinctul a fost să mai dau încă o dată de cheie, cum ar veni să
o pornești, dar de fapt tu ți-ai apăsat pe buton până pornește. Deci, din nou, un sistem interesant. Bun, haideți să vedem acum pe partea de navigație. Hărțile au fost actualizate în 2018, deci credeți-mă pe cuvânt, știe majoritatea străzilor, cel puțin din Germania. În România încă nu știu dacă le știe sau dacă nu. Așa, și dacă toți suntem aici, să nu omit, pe acest display de lângă avem temperatura, ne este afișată temperatura de la climă, posturile de radio sau dacă ai un CD-ul înăuntru, îți arată melodia. Na, și ceasul. Așa. Cam ăsta ar fi meniul navigației, da? Normal, nu are un design ca la o mașină din 2020 sau 2018, nu vreau să comparăm mere cu pere, dar este o navigație care își face foarte bine treaba. Ce-i drept, o să-ți ia ceva timp până să te obișnuiești. Deci chiar o să-ți ia ceva timp până te obișnuiești, pentru că are foarte multe meniuri, submeniuri, să ajungi în setări, nu știu dacă vedeți butonul ăsta. Ca să ajungi în meniu, avem aici butonul acesta, care poți să-l învârți și mai ai și funcția asta de stânga, dreapta, sus, jos. Deci până m-am prins de butonașul ăsta, a durat ceva. Aici avem setările pentru ecran, volum, speaker, display, contrast și așa mai departe. Iar aici sunt mult mai multe setări pentru mașină. Uitați, hai să vedem ce este la vehicle. Off-road tracking, asta mai mult este pentru Statele Unite, din câte am înțeles. Așa, color, aici putem să modificăm culoarea meniului. Adică, uitați, hai să vă și arăt. Day, când este zi afară, cum mai vrea să-ți lumineze, și când este noapte afară, din nou, cum mai vrea să fie fundalul. Dacă selectăm aici, avem roșu cu scrisul alb, roșu cu scrisul roșu, albastru, alb cu scrisul negru și, din nou, un alt fundal. Deci foarte interesant. Eu o să las albastru, pentru că mi se pare că merge foarte bine cu albastru acesta. Aici avem un design 3D, din nou, foarte interesant. Așa, haideți să mergem un pic și mai în spate. Poți să modifici și culoarea hărților, cum îți arată harta. Așa, sistem software, ca să vă arăt. Sper că vedeți. Pentru Europa de Est, hărțile sunt actualizate 2017-2018. Language, din nou, până să ajung la meniul de language, ca să-l dau în engleză, să vedeți și voi, a durat atât de mult, pentru că, repet, n-am știut cum să ajung, credeam că este mult mai simplu. Așa, și ia să vedem dacă punem o adresă. La adresă, vedeți și voi, selectăm țara, are și România, sunt hărțile pentru toată Europa, inclusiv România, nu o să insist acum cu treaba asta. Și altceva, avem și buton pentru climă, ca să ne arate și pe acest display dacă este pornită, unde bate aerul și unde nu. Ok, mă, pe partea de interior, cam asta ar fi, nu cred că aș mai avea ce să vă arăt, sper că nu am omis absolut nimic. Nu o să insist acum normal cu ce face fiecare butonaj de pe aici, pentru că nu ar avea rost. Dar, per ansamblu, cam asta ar fi mașina la interior. Sunt curios cum vi se pare vouă acest design din interior pentru o mașină din 2006 și ce interior vi se pare vouă mai frumos, Golf 6 sau Honda Civic. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Bun, haideți să mergem și la motor. Normal, avem și avertizare pentru că am deschis ușa. De acolo deschidem și rezervorul, sper că se vede. După cum vedeți, cei de la Honda nu au folosit niște telescoape. Avem o tijă care are două poziții. Asta este poziția pentru service, capota stă mult mai ridicată, și mai avem o poziție undeva pe acolo pentru utilizatorul de zi cu zi, să spun așa, adică nu se deschide chiar atât de sus capota. Bun, haideți să vedem și motorul. Deci ăsta ar fi motorul. Motor 1.8 benzină, 140 de cai, cu sistem iVTEC. Este un sistem folosit doar de cei de la Honda. Cam așa arată un motor de 60.000 de kilometri, da? Cum vă puteți da seama dacă sunt acești kilometri reali sau nu? Păi, în primul rând, haideți să ne uităm puțin la această protecție.
Haideți să ne uităm așa cum arată motorul. Uitați-vă și voi la suportul motor. Uitați-vă și voi la blocul motor. Se vede că nu este o mașină folosită. Se vede că este o mașină care are doar 60.000 de kilometri. Arată de-a dreptul ca nou acest motor. N-am ce să vă arăt pe partea de scurgeri sau așa mai departe, pentru că nici nu se pune problema la 60.000 de kilometri. Și acum să vorbim puțin și despre probleme, pentru că mașina asta nu prea are probleme. Are distribuție pe lanț, de care n-am auzit pe absolut nimeni să se plângă. Ca la alte mașini, știți și voi că la alte mașini distribuția pe lanț a ajuns să fie o consumabilă, ceea ce nu mi se pare de rău corect. Adică, hai să fim sinceri, o distribuție pe lanț să fie schimbată ca o distribuție pe curea, pe atunci de ce ai mai pus distribuție pe lanț? Distribuțiile pe lanț sunt puse ca să ducă minim 300.000 de kilometri fără să înlocuiești întinzătorul sau lanțul. Deci, repet, dacă schimbi lanțul de distribuție la 100.000 de kilometri, mi se pare puțină bătaie de joc. La mașina asta, repet, nu am auzit pe nimeni să se plângă de probleme cu lanțul de distribuție sau poate ar mai fi mici mărunțișuri, poate, nu știu, nu-ți mai merge o fișă, îți întrerupe o bujie sau chestii de genul acesta, nici de cum probleme grave. Consumul de ulei, din câte am înțeles, asta este doar dacă, nu știu, omor mașina, adică mergi cu ea tot timpul în cox, ar fi undeva de jumătate de litru până la un litru de la schimb la schimb. Asta înseamnă 15.000 de kilometri, ceea ce până la urmă este foarte puțin, pentru că la un Golf 6, dacă nimerești unul cu probleme, poți să faci schimbul din mers. Poți să faci, de fapt, schimbul pe la vreo 4.000 de kilometri, 5.000, dacă îți mănâncă mult, mult ulei. Repet, motor 1.8 benzină VTEC, distribuție pe lanț, 140 de cai, un motor foarte, foarte ok, care cu siguranță, dacă îl întreții corespunzător, nu știu, te duce cred că 500.000 de kilometri fără să schimbi piese majore la acest motor. Sunt curios câți dintre voi aveți un motor ca acesta și ce părere aveți voi. Este un motor fiabil, nu este un motor fiabil? Din câte am înțeles, să schimbi ambreiajul la o Honda Civic, deci tot kitul, ar fi, nu știu, pe la 2.000-2.500 de lei. Într-adevăr, poate piesele de la mașinile japoneze sunt puțin mai scumpe, pentru că na, nu prea se strică, dar na, am ținut să precizez și acest lucru, ca să știți că piesele sunt ceva mai scumpe, poate unele dintre ele, nu știu, sunt aduse doar pe comandă, trebuie să aștepți o săptămână, două. Dar v-am spus, nu are ce să ți se strice chiar atât de grav ca să zici că, nu știu, trebuie să îți vină o componentă tocmai din Japonia sau ați înțeles ideea. Motorul concurent pentru cel de față, de la Golf, ar fi, nu știu, 1.4 TSI 122 de cai sau 1.4 TSI 160 de cai, dar nu știu dacă este tocmai potrivită comparația. Cei de la Golf, nu știu, n-au făcut niciun motor care să aibă 140 de cai sau 130, ori 122, ori 160. Ambele motoare au probleme cu distribuția, cu consumul de ulei. Na, dacă vreți motor fiabil pe care vă puteți baza, cumpărați-vă o Honda cu acest motor, 1.8 VTEC 140 de cai, este și un motor Sprinten, o să vedeți imediat. Da, aici nu știu ce s-a întâmplat cu timpul, cred că a frecat pe aici pe undeva și na, s-a mâncat această protecție, dar na, normal, se poate schimba. Nu ar avea de ce să te deranjeze, nu afectează cu nimic funcționabilitatea motorului. No, păi bun, haideți să facem și un test drive. Să facem și test drive-ul, zic, nu? Haideți că am început și cu prima parte de test drive. V-am spus și când am prezentat interiorul, poziția la volan este una foarte interesantă. Dacă ești, nu știu, adeptul să fii așa învăluit de bord, de interior, clar este o mașină pentru tine. Îți oferă exact senzația de care vă spuneam mai înainte. Nici de cum nu este pentru, nu știu, pentru cineva care vrea să se simtă cât mai liber în interior, să, nu știu, să aibă mult spațiu la cap sau te simți așa un pic restrâns, dar în modul bun. Poziția la volan, v-am spus, este una joasă, ai acces, totul este la îndemână, asta îmi place foarte mult. Pe partea de direcție, mașina, nu știu, cel puțin este pe gustul meu. Nu-mi place să am nicio direcție foarte ușoară, dar nici una foarte grea. Pentru oraș, adică, hai să zicem, dacă vei folosi 80% mașina asta
în oraș, poate o să ți se pare că direcția este puțin mai grea. Nu are niciunde, nu știu, să selectezi un mod de condus, adică sport sau normal, adică să ți se întărească sau să, na, ți se mai înmoaie cum ar veni direcția. Dar, cum v-am spus, nu poți să zici că este o direcție inconfortabilă. Este o direcție foarte asemănătoare cu cea de la Golf 6. Poate puțin direcția de la Golf 6 în oraș se manevrează puțin mai ușor. Este mult mai maleabilă, să spun așa. Pe partea de consum, mașina, din câte am observat, are un consum mixt între 7 și 8,5. Depinde cum mergi. În orice caz, traficul din Germania este mult mai fluidizat decât cel din România. Adică consumul din Germania cu cel din România cu siguranță nu are nicio relevanță. Aici, într-adevăr, poți să scoți niște consumuri destul de bune în oraș pentru că traficul este mult mai fluidizat. Chiar dacă, nu știu, stai poate 5 minute la un semafor pe loc, când s-a făcut verde, s-a făcut verde și te-ai dus. Deci de asta spun, nu stai în aglomerații, a întâia, a doua frână. A întâia, a doua frână ca să-ți urce consumul în bord la eu știu cât. Mașina are acum un consum în bord de 8,8, dar ați văzut și voi, am lăsat-o ceva timp pornită. Cel mai puțin am văzut consumul în bord 7 și asta a fost combinat cu autostradă, oraș și drum național. L-a mers așa, nici agresiv, dar nici băbește. Bun, să vorbim acum puțin despre suspensie, pentru că am văzut că unii spun că ar fi o suspensie rigidă, alții spun că este ok. Sincer, părerea mea ar fi în felul următor. Este o suspensie foarte potrivită. Nu este nici rigidă, dar nici foarte moale ca, nu știu, când iei o curbă să faci ca barca, dacă înțelegeți ce vreau să spun. Deci chiar este o suspensie super ok. Stați așa să găsesc o mică, nu știu, denivelare sau o groapă de bun simț. One eternity later. Deci uitați, dau într-un mini canal. Deci chiar nu mi se pare o suspensie rigidă. Am condus și alte mașini care, nu știu, trebuiau să fie poate mult mai confortabile și erau mult mai rigide decât această Honda. Da, poate pentru drumurile din România, na, la ce gropi sunt în funcție de oraș, poate ar fi rigidă. Dar nici aici nu sunt drumurile ca în palmă și nu pot să mă plâng. Chiar mi se pare o suspensie foarte, foarte ok setată. Nu este nici rigidă, nici moale, este exact ce trebuie. În curbe stă foarte bine, deci nu se înclină ca o barcă sau să-ți dea senzația de subvirare sau, repet, este o suspensie foarte, foarte bine setată. Pe partea de transmisie, din nou, nu am ce să îi reproșez, treptele de viteză sunt etajate foarte bine. Până la urmă, brandul Honda are experiență în motorsport, deci nu s-ar pune nici de cum problema că nu ar fi în stare să facă o cutie de viteze cum ar trebui să fie. Iar acum, haideți să vedem cum se simte acest motor de 1.8 benzină, 140 de cai. No, bun, haideți că intrăm pe autostradă. Să vedeți și voi cum accelerează. Aici este o pantă, da? Sunt în viteza a doua. Credeți-mă, este exact motorul ăla de care ai nevoie. Nimic în plus, nimic în minus. Suntem în treapta a treia, da, de sub turații, sper că se vede kilometrajul, urcă foarte rapid. Este un motor care cere să fie turat. Deci imediat ajungi la viteza de croazieră de 130. 130, zgomotul din interior este minim. Poate un Golf 6 ar fi puțin mai bine insonorizat, dar pe partea de accelerare poate doar cel de 160 de cai ar fi puțin mai sprinten decât acesta, dar repet, mașina asta pleacă foarte bine de sub turații. Fiind un motor aspirat, nu o să ai turbolagul ăla foarte nervant, adică mașina este la 1500 de turații, nu trage, când intră turbo, vâc, te-a băgat în scaun. Aici ai o accelerație liniară foarte faină, v-am spus, tipică pentru un motor aspirat. Deci o senzație de-a dreptul unică. Și ce îmi place, deci suntem în treapta a șasea, da? Și uitați-vă și voi cât de bine accelerează, da? Crește constant, 130.
și sper că nu știu, se aude cât de cât pe videoclip, dar totuși la 130 zgomotul din interior este unul foarte decent. Deci chiar unul foarte decent. Normal, dacă mergi cu 160-170, zgomotul o să fie din ce în ce mai pronunțat. Asta se întâmplă la orice mașină. Ce mai îmi place iar foarte mult, retrogradările se fac foarte fain, adică, nu știu, parcă te ajută mașina. Deci pe curbe stă extrem de bine, are un ruliu foarte mic. Uitați, treapta a doua, da? Deci imediat face viteză. Este un motor, nu știu, care parcă cere așa să fie tot timpul turat. Și cu mașina asta și dacă îți propui să mergi frumos, nu prea ai cum să mergi frumos, pentru că motorul, chiar dacă este unul în 4 cilindri, nici de cum nu sună ca un motor în 4 cilindri, nu știu, sugrumat. Deci treapta a treia, da, 50 de km pe oră, accelerație. Foarte rapid. Din păcate, aici limita este 80. Este o porțiune în care polițiștii pun foarte des radar. Nu înțeleg care este motivul de brusc de la 130-80. În fine, pilotul automat funcționează în felul următor. Avem aici butonul pentru activare. Apăsăm jos pe set, iar acum mașina o să păstreze viteza de 85-86. Deci aici limita este 130, iar aici este o pantă destul de abruptă, da? Ia să vedem cât timp ajunge la 130. A patra, piciorul, accelerație maxim. Repet, uitați-vă ce, auziți ce frumos sună motorul ăsta. 130. Sper că observați și consumul a scăzut, chiar dacă am făcut câteva accelerări. Deci chiar este un motor potrivit, impozit mic, trage, consumul din nou nu este unul foarte mare și cel mai important lucru este fiabil. Pentru că degeaba învii tu mie cu 200 de cai dacă eu din lună în lună mă duc în service, dacă din lună în lună trebuie să schimb rampa de injectoare, dacă din lună în lună trebuie să bag bani în reparații. Nu este ok. Nu este ok să te orientezi tu către o astfel de mașină. Aici din nou este o pantă în care urcăm, face viteză, da? 150, zgomotul din interior este de la motor în mare parte, dar eu cred că acest zgomot este făcut special să se audă în interior, pentru că până la urmă asta inspiră Honda, sportivitate. Bun, pe cam asta a fost proba pe autostradă. Bun, păi cam asta a fost mașina. Sunt foarte, foarte curios ce părere aveți despre acest model de Honda Civic. Câți dintre voi aveți un Honda Civic ca acesta? Pentru că am observat și în România au început să fie puțin mai căutate, ce-i drept. Bun, cum vă spuneam și la începutul videoclipului, prețurile pentru un Civic ca acesta variază între 4.000 și 7.000-7.500 de euro, cum de altfel același preț este și pentru Golf 6. La 4.000 de euro poți să-ți iei un Golf 6 cel mult 1.4 benzină 80 de cai și altceva ce vreau să precizez, din această cauză multe Golfuri 6 sunt mai ieftine pentru că vin cu motoare problematice. Într-adevăr, poți să găsești un Golf 6 cu 160 de cai și la 4.500 de euro, dar v-am spus, este ieftin pentru că are probleme. La 4.000 de euro, 4.500 de euro, poți să-ți cumperi un Civic ca acesta cu 180.000, 200.000 de kilometri și normal, cu cât urci în preț, kilometrii scad, poți să-ți iei o mașină cât mai întreținută. Prețurile, v-am spus, sunt exact ca la Golf 6. Sunt Golfuri 6 și cu 6.500-7.000 de euro, care cei drept au 80.000-90.000 de kilometri, dar ați văzut și voi, mașina de față are doar 60.000 de kilometri, care sunt 100% reali. Mașină cumpărată de la reprezentanța Honda. Acum urmează întrebarea întrebătoare. A meritat mașina asta 7.200 de euro? Sunt tare curios care este părerea voastră. 7.200 de euro a costat acest Civic. Sunt foarte curios dacă ați fi cumpărat această Honda sau ați fi preferat un Golf 6
tot pe la 6500-7000 de euro, v-am spus, cu aproximativ 80.000-90.000 de kilometri, dar cu riscul că sunt niște motoare mai problematice. Aștept părerile voastre în secțiunea de comentarii. Bun, cam astea fiind spuse, haideți că am mai făcut încă un review complet, sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți să fac videoclipuri de genul acesta, adică videoclipuri puțin mai lungi cu prezentări mult mai amănunțite, dați un like, lăsați-mi mai jos un comentariu și ne vedem data viitoare. Ciao!